La Sfânta de la Adam ajungeam într-o zi fierbinte de vară. Eram pentru prima oară la mănăstirile din sudul Moldovei. M-a închistat în prejudecăți despre moldoveni ca niciodată. Știam doar ceva din istoria tumultuoasă a locului. Un episod în care măicuțele deveneau peste noapte membre ale cooperativei de producție meșteșugărească Cooperatorul. Se întâmpla în anul 1948. Iar mai târziu, venirea milițienilor și a militarilor de la securitate care le obligau să-și desmintă jurămintele monahale. Aveam să descopăr relatată una dintre mărturiile unui sătean. Părea că a început războiul. Soarele tocmai răsărea când au ajuns în sat, iar un huruit de motoare era de nedescris și nor de praf. N-o să uit niciodată. A ieșit în fața milițienilor un ins mic de statură și a zis că mănăstirea este desființată. Maicile trebuiau să renunțe la straie. Nu au mai fost lăsate să locuiască în chilii, așa că multe dintre ele și-au făcut niște mici căsuțe din chirpici la marginea satului. În trapeză, biserică și chilii se instala gospodăria agricolă Tractorul Roșu, iar cimitirul mănăstirii devenea parcare pentru mașini. Dar Sfânta de la Adam, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la care vin și se închină sute, poate chiar zeci de pelerini de secole, nu a lăsat niciodată colina și biserica ei să se piardă în întuneric. Chiar dacă abisurile istoriei puteau face oamenii să creadă că este un loc uitat de Dumnezeu. Părinte, cum se raportează lumea la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului? Au venit oameni care v-au mărturisit binefacerile Maicii Domnului? Știu un caz, un domn care era foarte atașat de mănăstire. El avea o problemă de sănătate, avea o arterită și trebuia să-i taie picioarele pentru ca să nu se infecteze tot organismul. Era diabetic și avea probleme cu circulația și trebuia să fie operat. Și el a venit aici la icoana Maicii Domnului și s-a rugat din toată inima lui și a spus Maicii Domnului că n-ar fi vrut să rămână infirm. Și Maica Domnului a făcut cu el o minune pentru credința lui. Când s-a dus după un timp la control la doctor, ceva s-a petrecut cu dumneata. Noi știam că trebuie să te operăm, dar uite acum lucrurile s-au schimbat în bine. Nu mai trebuie să fie operat. Nu știu ce taină a fost, că dumneavoastră poate a fi spus că s-a rugat la icoana Maicii Domnului pentru... Și atunci a zis, nu te mai operăm, că nu mai este nevoie de operație. Omul a plecat acasă picioarele lui, fără să fie operat, și a trăit mulți ani. L-am cunoscut personal. Lucrurile s-au petrecut câțiva ani înainte de a veni eu aici. După ce omul a ajuns la vârsta de 70 și ceva de ani și a murit de insuficiență renală. Mult mai târziu a fost și eu și am citit niște rugăciuni la căpătăi lui. Odată a venit o femeie care a făcut un parastas aici și mi-a povestit despre o altă femeie care avea un copil bolnav, că nu putea să meargă, copilul mic. Și a venit mama lui și s-a rugat aici la icoana Maicii Domnului și femeia a spus că după aceea copilul s-a făcut sănătos. Și mare acum și merge picioarele lui, nu putea să meargă. Un caz pe care l-am trăit eu aici personal, un copil de 12 ani din comuna Ghidigeni a avut un accident de mașină și a rămas, nu mai putea să meargă de picioare, a fost lovit la picioare și mama lui îl purta pe braț și copilul a visat că Mântuitorul Iisus Hristos îl va face sănătos să poată să meargă, îl va ajuta să meargă. Și atunci părinții au venit aici la mănăstire și mi-a spus, m-a rugat să mă rog pentru ei și s-a închinat la icoana Maicii Domnului, am citit și eu niște rugăciuni de sănătate, care sunt pentru bolnavi. Asta, după aceea a mai venit iarăși la vreo două săptămâni și după aceea, la vreo luni de zile, a venit pe picioare lui, a intrat în biserică. M-am mirat, făcea și tratament, dar l-a ajutat Dumnezeu să vină foarte repede. Și a venit și am mulțumit icoanei Maicii Domnului.
Mântuitorul Iisus Hristos pentru vindecare care a primit-o. De multe ori icoana aceasta a Maicii Domnului este dusă în procesiune atunci când este secetă. Și în anul 2020 am fost invitați, s-a făcut cerere la înalt preasfințitul de către un domn care are o fermă la Tecuci, să mergem să ne rugăm pentru că nu plouase vara aceea deloc. Și am mers cu Ioana Maicii Domnului acolo, pe câmp, cu protopopul de Tecuci, cu alți preoți de acolo, am făcut rugăciuni de ploaie. Noi am plecat de acolo și după aceea am prins un telefon, că după amiază a dat o ploaie, s-a săturat pământul de apă. Și după aceea a venit și alte ploaie. Atunci a fost prima ploaie care a dus Maica Domnului aici. Povestea mea a început cu un episod dramatic al perioadei comuniste. Dar așa cum biografiile oamenilor liberi pot cunoaște căderi mortale și ridicări triumfale, întocmai s-a întâmplat și cu mănăstirea de la Adam. Sihăstrie veche din sudul Moldovei se pare că a fost ridicată cu mai bine de 5 secole în urmă, deși documentar ea apare ca fiind din secolul al XVII-lea, ridicată de capitanul Adam, devenit monahul Varvara. Turcii, în timpul lui Moise Movilă, o prigonesc. Urmează mai apoi un episod de ridicare, iar în jurul anilor 1685, mitropolitul Sava și boierii închinau mănăstirea muntelui Sinai, șerpuitor și întortocheat drum are istoria. Pentru că după aproape 100 de ani, aceasta revenea sub oblăduirea mitropoliei de la Iași, la cererea egumenului Iorest Movilă. Invazii, cu tremure, care fac vechea bisericuță să cadă din temelii, arată că uneori, blânda curgerea timpului nu are deloc de-a face cu anumite locuri și cu unele vieți. În anul 1820 devenea mănăstire de maici, dar statornicia este încă necunoscută a locului, pentru că maicile sunt strămutate la Florești, iar pentru un timp devine lăcaș de călugări. Dar nu pentru multă vreme, pentru că în documente, perioada următoare apare ca una de lumină și înflorire. Mătușa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, stareța Xenia Cuza, apare înconjurată de mai bine de 60 de măicuțe. Iar până în anul 1864, când mănăstirea este deposedată de averi, erau peste 150 de viețuitoare. Se spune că aici era deschisă o școală de fete administrată de personal monahal, încă din secolul al XVII-lea. Iar din anii 1900, o școală de industrie casnică, ateliere de covoare și țesături. Măicuță stareță, mi-ați spus că aici la mănăstirea Adam este o tradiție. Da, noi continuăm ceea ce maicile au început acum foarte multă vreme în urmă. S-au probat mașinile Zinger de cusut și de brodat la mănăstirea noastră. Mănăstirea are și, am văzut fotografii, cu bătrânele maici. Maicile în vârstă, care au făcut și cursul și au inițiat și dumnealor. Bine, în fotografie bănuiesc că atunci mănăstirea era foarte mare. Nu au avut tineri locale unde să inițieze, ci au inițiat personalul mănăstirii. Cei de la Zinger au venit și au inițiat personalul mănăstirii. Reînvind în anii 90, cu truda și jertfa multor creștini și monahii, la inițiativa înalt preasfințitului Casian, mănăstirea Adam, străjuită de blânda, dar grabnic apărătoare icoana Maicii Domnului, alină suflete, mângâie priviri și se încuruntă aprig, întrebător, la istorie. Ea mai aduce neteziri de prejudecăți legate de moldoveni atunci când o cunoști pe stareța mănăstirii, Maica Anastasia Cimbru. Cu zâmbet cald și senin, ea parcă îmbrățișează pe toți cei ce calcă pragul mănăstirii. Așadar, la mănăstirea Adam, sfânta cu dulceața icoanei sale, potrivește albiile râurilor, ale locurilor și ale vieților noastre. E vremea invocărilor de har, un ceas al tainei de prefaceri sfinte, un duc de rugăciune ne unește, speranța în inimă se aprinde, noi știm că mielul se jerfește, pe cruce mâinile întinde, vrea să cuprindă lumea întreagă, vrea să ne facă mai uniți.